Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. O zi în care vom fi mai cinstiți și mai atrași de modalități noi și unice de abordare a lumii din jurul nostru. Tensiunile se vor accentua dacă nu ne vom grăbi să argumentăm logic sau să tragem o concluzie corectă. Conversațiile pe fugă, precum și cele prea abrupte în cuvinte sau gesturi, ne vor putea provoca probleme. Vom avea concurență atunci când va veni vorba de exprimare ideilor, a gândurilor și a opiniilor noastre, ceea ce va face dificilă angajarea într-un dialog sănătos. Totuși, vom putea folosi energia zilei pentru a rezolva o problemă sau pentru a scoate ceva ascuns la lumină. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Această zi va fi plăcută pentru nativul berbec. Va fi excelentă pentru comunicare, deoarece se va întâlni cu vechi prieteni și cu noi cunoscuți. Nu se va plictisi cu siguranță, deoarece vor exista activități interesante pe lângă faptul că va avea ocazia să se dedice unor activități importante și fascinante. Acceptați și învingerea, dragi berbeci, căci aveți șansa de a învăța destul de multe, iar experiența este și ea bună. Dacă veți porni conflicte din dorința de a fi doar voi pe locul 1 și de a câștiga de fiecare dată chiar în fața prietenilor, s-ar putea să vă creați o imagine nepotrivită în fața celor dragi. Imaginea financiară va fi favorabilă, astfel încât nativul berbec își va putea permite unele achiziții neplanificate sau distracții extravagante. La domiciliu vor exista mai multe probleme decât de obicei, dar ele nu vă vor părea de nerezolvat. Seara va fi neobișnuit de generoasă cu el, plină de surprize plăcute și vești bune. Taur. Probabil va însemna o zi memorabilă pentru nativul Taur. Aceasta va fi foarte potrivită pentru a face o călătorie care nu numai că îi va permite să se simtă minunat, ci îi va aduce și multe beneficii. Va avea ocazia de a vedea oameni noi cu care va împărți interese. Taurii nu scapă astăzi de serviciu. Dați dovadă de respect și colegialitate, înțelegere, devotament și forță de muncă. Aveți curajul de a vă implica în diferite proiecte și depuneți efortul necesar pentru a duce totul la bun sfârșit. Aveți astfel șansa de a ieși în evidență și de ce nu v-ați putea aștepta la o mărire de salariu. Într-un cadru informal, va discuta despre activitățile, afacerile sau proiectele sale. Orice va avea în minte, cu siguranță va exista cineva care să-l ajute să-și îndeplinească planurile. Nativul Taur doar va trebui să-și selecteze cu atenție aliații, deoarece nu toată lumea care îi va promite sprijin îl va și oferi. Din fericire, intuiția îi va spune exact în cine să aibă încredere. Gemeni. Evenimentele din această zi îl vor determina pe nativul gemeni să-și facă unele griji. Îi va fi ușor să dezvolte relații cu cei din jurul său. Câteva restanțe uitate parcă își vor aminti de el, obligându-l să se întoarcă la probleme pe care credea că le-a rezolvat de mult. Aveți speranțe în dragoste, dragi gemeni, căci lucrurile bune sunt pe punctul de a începe pentru voi. Sunt șanse ca o persoană specială să vă caute și să vă propună o întâlnire romantică, în cadrul căreia să vă recunoască sentimentele sale puternice. Aveți curaj, fiți sincer, căci ar putea fi începutul unei frumoase povești de dragoste. Din fericire, va reuși să înțeleagă situația și va găsi o cale de a depăși dificultățile. Restul zilei va fi favorabil pentru stabilirea unui nou obiectiv și pentru efectuarea primilor pași către el. Nativul gemeni va realiza primele succese relativ ușor și va înțelege că victoriile cu adevărat importante nu vor fi prea departe. Rac. Vitalitatea nativului rac va fi la cote maxime. Nu se va putea plânge de lipsa energiei. Va avea șansa de a finaliza ceea ce a început mai devreme pentru a primi răspunsuri la întrebări care l-au tulburat multă vreme. Ziua va fi potrivită pentru cumpărarea de mobilier, aparate de uz casnic sau diverse lucruri necesare creșterii confortului locativ. Astăzi ai putea primi un cadou de la cineva apropiat. Nu te aștepta la lucruri scumpe. Este acel gen de cadou care îți deschide noi orizonturi, care îți dă inspirație sau care vă poate prinde flacăra iubirii. Bucură-te de moment și, bineînțeles, de surpriză. Viața toată e plină de surprize, iar tu îți vei reaminti acest lucru astăzi. De asemenea, nativul rac va dovedi un spirit extrem de creativ, bucurându-se de redecorarea interiorului locuinței. Spre seară va primi oaspeți. Va fi util să invite oameni cărora va dori să lase o impresie bună, aceștia fiind fascinați atât de casă cât și de el. Leu. Nativul Leu va avea o zi perfectă pentru diverse întâlniri, totuși va fi puțin probabil ca noile cunoștințe să fie prea plăcute. Cu toate acestea, va încerca prin toate mijloacele să-și păstreze buna dispoziție. Emani încredere prin toți porii astăzi, chiar dacă nu te simți așa mândru de ceea ce ai reușit să faci. Acest tip de bravadă îți va fi foarte util, așa că nu încerca să schimbi opiniile pozitive pe care oamenii și le formează despre tine, dezvăluindu-ți defectele. Asta nu este altceva decât autosabotaj. Concentrându-te asupra defectelor
proiectelor tale, nu faci altceva decât să te cobori în ochii lor și să-i dezamăgești pe ceilalți. Această zi va putea fi folosită pentru implementarea unor planuri de lungă durată, dar numai dacă va fi sigur că va reuși să facă acest lucru singur, fără ajutor și alte sfaturi. Cooperarea nativului leu cu altcineva va avea șanse mici să fie plăcută și fructoasă. Deseori, acolo unde va fi necesar să se combine eforturile comune, vor apărea confuzii și revendicări reciproce. Fecioară. Ziua nativului Fecioară nu va fi deloc ușoară. Deși va dori ca totul să meargă precum acele ceasornicului, va avea de întâmpinat unele obstacole. Experiența și intuiția îl vor ajuta să găsească o cale de ieșire din orice situație, dar pentru a obține rezultatele dorite, va trebui să depună eforturi suplimentare. Ești îngrijorat că se întâmplă prea multe în viața ta acum? Gândește-te la cele zile pline de plictiseală și la cât de greu trec. Apoi consideră-te norocos că ai o viață activă. Fii recunoscător pentru programul tău încărcat. Sunt mulți care și-ar dori să facă schimb de vieți cu tine. Așa cum știi deja, iarba pare întotdeauna mai verde de cealaltă parte a gardului. Mulțumește-te cu ce ai în prezent. În plus, vor apărea și dificultăți financiare. Deși vor fi temporare și se vor uita cât de curând, nativul Fecioară va trebui să-și reconsidere calculele și să renunțe la unele întreprinderi ce vor necesita costuri ridicate. Perioada de timp dedicată somnului va trebui mărită obligatoriu. Balanță. Nativul Balanță va avea o zi propice pentru a participa la activități legate de activitatea sa profesională, prezentări, seminarii sau conferințe. Până și citirea unor simple materiale legate de muncă îi va fi utilă. Informațiile pe care le va obține îl vor ajuta să-și depășească rapid concurenții. Pentru Balanță este timpul să-și construiască speranțe noi și să ofere subconștientului ceva de lucrat. Faceți-vă timp pentru a vă imagina unde trebuie să fiți și cu cine doriți să fiți în 5 sau 10 ani. Și nu uitați să includeți familia și prietenii în acel scenariu frumos. Vizualizați cel mai strălucitor viitor pe care vi-l puteți imagina și nu vă faceți griji dacă nu vă atingeți aceste așteptări în cel mai scurt timp. Este important să vă păstrați concentrarea pe termen lung. Spre seară, nativul Balanță va putea avea întâlniri neașteptate. De exemplu, va fi posibil să întâlnească în mod neașteptat o persoană care i-a fost foarte dragă cândva. Va avea șansa de a discuta lucruri importante și de a clarifica neînțelegerile din cauza cărora relația nu a funcționat. Scorpion. Deși cam dificilă, ziua nativului Scorpion va fi destul de bună. Se va dezvolta cu atât mai bine cu cât mai realist va privi lucrurile. În consecință, va fi mai bine să lase fanteziile pentru mai târziu și să scape de iluzii de șarte cât mai repede. Luarea deciziilor importante în această zi nu se va merita, deoarece va avea tendința de a supraestima capabilitățile sale și importanța factorilor adverși. Scorpionul stăpânește o provocare imensă pe care puțini oameni ar fi putut să o facă, dar s-ar putea să vă simțiți ca și cum nimeni nu a observat. Această răsunătoare lipsă de laudă ar putea fi dezamăgitoare și cu siguranță nu este potrivită. Meriți laude pentru realizările tale. Poți oricând să te bați singur pe spate, însă parcă nu e același lucru. Oricum, lauda de sine nu miroase bine. A doua jumătate a zilei îi va prilejui nativului Scorpion surprize plăcute. De asemenea, seara va fi potrivită pentru a rezolva problemele altor persoane, pentru a avea grijă de cei dragi și pentru a-i sprijini pe cei care se vor afla într-o situație dificilă. Săgetător. Nativul Săgetător va avea oportunitatea de a merge în unele excursii interesante și de a petrece timpul plăcut cu prietenii. Dezacordurile cu rudele vor fi probabile, iar criticile din partea părinților nu vor fi excluse. Astrele îi recomandă să le trateze cu calm, probabil că unele comentarii chiar îi vor fi de folos. Săgetătorul probabil că nu va avea o dispoziție foarte agresivă astăzi, dar nu credeți că această atitudine relaxată nu va avea avantajele sale? Cu siguranță va avea. Fiind mai accesibil și relaxat, veți invita fără să știți mai mulți oameni din toate categoriile sociale să vă vorbească. Acesta ar putea fi începutul unui moment foarte social pentru tine și dacă sunteți singur și gata să vă implicați într-o relație, pregătiți-vă să întâlniți un candidat nou-nouț. A doua jumătate a zilei va fi potrivită pentru studiu. Îi va oferi șansa de a învăța multe lucruri noi. Va fi încântat de veștile primite de la vechi prieteni. În acest moment, nativul Săgetător va trebui să evite orice exces, deoarece acesta îi va putea afecta negativ sănătatea. Exercițiile fizice excesive vor fi de asemenea nedorite. Capricorn.
Ziua nativului Capricorn va fi favorabilă pentru începerea unei relații de orice fel. Va fi capabil de a evalua corect, printr-o privire, orice persoană și nimeni nu îl va putea induce în eroare. Îl vor ajuta intuiția și comunicare excelentă cu cei din anturajul propriu. Totuși, va avea tendința de a fi prea moale și de a face concesii care nu vor fi necesare. Ziua îi va găsi pe unii nativi ai zodiei Capricorn mai relaxați ca de obicei, chiar dacă trec printr-o perioadă mai dificilă. Sunt probleme atât la serviciu cât și în viața de cuplu, însă nimic nu pare să-ți destabilizeze starea emoțională. Ar fi bine să fii reținut în a etala această stare de relaxare, pentru a nu fi interpretată ca lipsă de interes. Seara este foarte posibil să primești o veste extrem de bună de la un prieten. O propunere interesantă te va scoate în scurt timp la liman din punct de vedere financiar. O mică duritate nu i-ar face deloc rău nativului Capricorn. În primul rând, aceasta se va putea referi la o acțiune care va trebui să dea replică unor oameni care l-au ofensat recent. Astrele îi recomandă să nu se grăbească să ierte pe cei care nu-i vor cere acest lucru. Vărsător. Ziua îi va aduce nativului vărsător idei noi, strălucitoare și emoționante. Va fi capabil de acțiuni decisive, fiecare dintre ele putând să-i afecteze viața sau să joace un rol important în soarta celor dragi. Din nefericire, va exista riscul supraestimării capacităților sale. Vărsătorilor le merge excelent pe toate planurile. Ultima perioadă ți-a adus satisfacții mari din punct de vedere profesional, dar și în viața de cuplu. Ești pe cai mari, iar lucrurile nu merg decât spre mai bine. La muncă, efortul și rezultatele obținute vor avea parte foarte curând și de răsplata bine meritată, spune horoscopul. Seara o vei petrece acasă, în liniștea căminului, alături de persoana iubită. Prin urmare, înainte de a începe implementarea unor noi planuri, ideal va fi să se consulte cu prietenii săi de încredere. Relația nativului vărsător cu persoana iubită va fi umbrită de dezacorduri minore, iscate din pricina unor fleacuri. Deoarece nimeni nu va face concesii, acuzele reciproce vor putea deveni tot mai numeroase. Pești. Nativul Pești va fi nevoit să se ocupe de o mulțime de probleme financiare și nu numai de ale sale. Vor fi mulți oameni care vor avea nevoie de ajutorul său. Nu-i va fi deloc ușor să refuze o mare parte din cererile lor, dar de multe ori va fi foarte necesar să spună nu. Pentru Pești, ziua vine cu o mare schimbare în zona sentimentală. Fie întrerupe o relație care nu te mai satisface, fie îți faci curaj și te avânți într-o nouă poveste de iubire. Este ziua în care decizi că vrei să fii fericit și că trebuie să faci ceva pentru asta. Fă ceea ce simți și vei descoperi curând că lucrurile se vor schimba radical în favoarea ta. Cu cât va face mai repede acest lucru, cu atât mai multă atenție va putea acorda activităților sale. Ideal va fi să nu amâne prea mult timp ceea ce va fi important pentru el personal. Altfel, va risca să piardă ocazii promițătoare. Nativul Pești va încerca să nu încalce rutina obișnuită a zilei, deoarece orice deviații semnificative îi vor putea afecta negativ sănătatea. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!